Sâmbăta aceasta a fost zi de bucurie pentru românii ortodoxi din Gyula, Ungaria. Aceștia au participat în număr mare la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan la Catedrala Episcopală. După slujbă, ierarhul a săvârșit și taina Sfântului Botez pentru un cetățean de origine turcă care a dorit să treacă la ortodoxie. Taina Sfântului Botez reprezintă un mare dar din partea Bunului Dumnezeu, prin care ne facem și noi părtași învierii Domnului și primim arvuna vieții celei veșnice. Și tocmai de aceea ne bucurăm de fiecare dată atunci când avem prilejul să săvârșim această sfântă taină. Bucuria noastră a fost de data aceasta și mai mare, deoarece în istorica catedrală a Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, de la Gyula, am săvârșit pentru prima dată această taină pentru un credincios adult de origine turcă care a dorit să devină membru cu drepturi depline al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. Noul creștin ortodox a primit la botez numele Ioan.